Gary Miller a străbătut aproape 3.000 de kilometri pentru a ajunge în România ca să aibă o dantură perfectă pe bani puțini. Și nu a venit doar odată. Primarul din Liverpool a ajuns să fie pacient la o clinică dentară din Pitești datorită turismului medical pe care respectiva clinică îl practică. Așa se face că cei mai mulți pacienți sunt de peste hotare. Noi suntem o clinică care practicăm turismul dentar, astfel că peste 80% din cifra de afaceri vine din turism pe piața franceză. Anul acesta, în 2014, anul trecut, de fapt, în 2014, am intrat și pe piața engleză, iar dânsul este primul pacient, putem spune, de referință din Anglia. Lucrarea dentară de care a avut nevoie Gary Miller a fost una complexă și de durată. Medicul stomatolog a reușit să-i salveze toți dinții, fără să-i se facă vreo extracție, și a îmbrăcat integral în ceramică. Prima dată pacientul a venit la noi în clinică acum 4 luni de zile. Am început cu tratamentele endodontice. S-au făcut reconstrucții, am încercat să salvăm toți dinții fără să facem extracții și implanturi. Pacientul dorea o lucrare în care să-și păstreze cât mai mult dinții proprii. Am făcut cimentarea definitivă, acum pacientul se acomodează cu lucrarea. S-au făcut coroane integral ceramice pe toți dinții. Primarul din Liverpool a fost încântat când și-a văzut dantura perfectă. Are acum un zâmbet de milioane și a rămas și cu bani în buzunar. Only in Romania could I have the attention of a surgeon, a dentist, a technician, an engineer who could all work on making bridges, making crowns, making veneers. If it needs to be changed, a small change, they could do it straight away. Where in Liverpool or in England, you'd have to wait and wait and wait and spend a lot more money. It was so easy to come to Romania, to come to the medical tools company, to come and get all the different elements of surgery done, because it wasn't just about getting some bridges done, or crowns, or veneers. It was a whole batch of different work that needed to be done, and some of it very, very sophisticated. And Razvan and the team here in Pitești convinced me when I visited this is the best place to do it. I was a little bit reluctant at first, but once I saw the facilities, they're very modern, very clean, very helpful, very efficient, it was exactly what I needed. Okay, outside now, I think.